membrii asociațiilor de ovine și capline și cu cei mai reprezentativi fermieri de ovine și capline din județul Vaslui. Mă bucur că au răspuns aproape 100 de fermieri la această invitație și mă bucur că am lămurit o serie de aspecte legate de evoluția pestei micilor rumegătoare și că reușim în continuare, sperăm să reușim ca la nivelul județului Vaslui să nu existe niciun focar de boală. Se pare că avem un dialog constructiv și fermierii au înțeles acest aspect. Nu în ultimul rând doresc să le transmit și celorlalți fermieri cel mai important lucru și acela că în continuare se desfășoară pe teritoriul României mișcările de ovine în anumite condiții. Nu este interzis exportul și este deschis exportul, este permis și sacrificarea tradițională în curte pentru a consuma pastrama, pentru că este perioada pastramei. Singurele condiții sunt ca comunicarea atât cu medicul veterinar cu și direcția sanitară veterinară să fie foarte aproape și atunci când vrea să transporte către un centru de colectare sau către abator ovine, să anunțe medicul veterinar și să ne informăm pentru a informa județul pe raza căruia se află abatorul, cât și județul pe raza căruia se află centrul de colectare ovine. În rest, pe o perioadă de 30 de zile, nu se mai efectuează mișcarea între fermieri, între crescători, pentru a putea opri răspândirea acestei boli pesta micilor rumegătoare. După cum observați, ieri era un număr de 47 de focare dimineața, astăzi sunt 40 de focare. Este în scădere numărul de focare. Asta se datorează faptului că fermierii au înțeles și că au răspuns pozitiv la a nu mișca ovinele pe o perioadă de 30 de zile pentru a reuși ca pe teritoriul României să nu mai există această boală. Cel mai important lucru a preveni și a combate această boală este interzicerea mișcării animalelor. Adică dacă nu le mișcăm o perioadă scurtă și s-a decis ca 30 de zile, atunci virusul este sensibil și va muri dacă eliminăm animalele bolnave și se iau măsurile corespunzătoare, nu vom avea probleme pe teritoriul României și în special pe teritoriul județului Vaslui. După cum știm, în județul Vaslui avem un număr satisfăcător, spun eu, de ovine și capline, ne apropiem de 500.000 cu tocul tineret care încă nu este identificat. În rest, ne bucurăm că avem alături și vedeți că avem sprijinul fermierilor din județul Vaslui. Sunt foarte receptivi, foarte uniți și mereu au răspuns propriu. Mai sunt și situații doar excepționale de o lipsă de comunicare, dar acesta este rolul nostru să comunicăm. Și încă o dată le transmit tuturor fermierilor că în următoarea perioadă vor începe verificări în funcție de exploatațiile cu risc și am rugămintea că tot vine toamna să ne reglăm efectivele în baza de date, în așa fel încât, dacă ferească Dumnezeu, apare boala, să putem despăgubi acel fermier, iar condiția principală ca un fermier să fie despăgubit este ca animalele acestea să fie identificate. În rest, dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru a lămuri și mai bine fermierii, vă stau la dispoziție. Cel mai apropiat focar din județul Vaslui, a prezentat colegul nostru harta, este la Tulcea. Județul Vaslui nu a intrat în zona de supraveghere, adică se face o zonă de protecție și o zonă de supraveghere în funcție de mai multe criterii. Județul Vaslui nu a intrat în această zonă, doar județul Galați, care este cel mai apropiat, a intrat ca urmare a apariției în județul Tulcea. Momentan, în județul Vaslui, nu avem informații, dar datorită faptului că fermierii au înțeles, nu, în ultima perioadă nu mai circulă
așa zis și Samsari, pe care noi tot timpul îi urmărim, să nu transmită boala de aici colo, că aici avem problema, mișcarea necontrolată și mijloace de transport necurățate și dezinfectate și care umblă dintr-o exploatație în altă. Nu este cazul în dezvoltare momentan, suntem veniți de aceste lucruri, pentru că avem alături și facem echipă fermieri în dezvoltare. Acest virus să se mișcă în țară doar prin intermediul animalelor sau poate fi transmis și prin intermediul animalelor sau spre deosebire de, nu știu, virusul pestei porcine africane, care este mai rezistent, virusul pestei micilor rumegătoare, la temperaturi de 40 de grade, adică când este mai cald afară, se distruge. Asta spuneam, este un virus foarte sensibil și care nu rezistă decât câteva ore, de aceea singura, printre puținele modalități de răspândire, este animalul viu. Aș vrea să vă spun că pe teritoriul României nu a apărut, deși în Bulgaria a apărut de câțiva ani, în România s-a reușit să nu avem acest virus. Acum iată că a apărut și doar mișcarea necontrolată și riscul cel mai mare este că atunci când se îmbolnăvesc animale unui crescător, are tendința fie să taie, fie și să miște carnea dintr-un loc în altul, fie să miște de îndată animalele, mai ales că știe, au fost situații în care acestea nu au fost identificate și atunci, dumne, decât să mă prindă pe ele, le mut la altul. Le-am mutat în ialumița și a apărut și în ialumița. Este o anchetă în desfășurare că nu se știe cum s-a transmis de la Turcia, Constanța, la Timișoara.